Astăzi vom vorbi despre ceea ce mi-a menționat fratele Bill, ceva de importanță mare, care are consecință mare asupra ceea ce cei mai mulți credem că Domnul s-a întors în 1874, despre marele jubileu din legea mozaică, care este de o trăsătură de importanță incredibilă pentru noi în prezicerea prin chei tipice a timpului și aspectelor restabilirii, scopul divin, dimensiunea și domeniul de aplicare al împlinirii sale semnificative. Acest mare tip sau ilustrație nu numai că dovedește că ne aflăm în prezența Domnului nostru întors, dar nevăzut, dar ne dă și data exactă a venirii sale. Dacă există o modalitate mai bună de a dovedi anul 1874, aș dori să mi-o arătați. De fapt, cred că este singurul mod de a dovedi direct că Domnul s-a întors în 1874. Este cea mai bună dovadă pentru a cunoaște acest timp exact. În acest discurs doresc să împărtășesc convingerile mele și de ce am ajuns personal la concluzia că nu numai că Domnul nostru s-a întors în 1874, așa cum credeți majoritatea din voi, dar îmi dovedește de asemenea că ne aflăm în prima fază antitipică a timpurilor de restabilire și a secerișului veacului Evangheliei. Aș sugera că în ceea ce urmează să auziți, ați putea vedea cum Jehova Dumnezeu a plasat o ușă din față și o ușă din spate și în tematica sau în aspectul domniei de 1000 de ani. Când vom fi terminat, veți avea o idee despre ceea ce cred eu și de ce cred așa. S-ar putea să aveți alte idei și aveți dreptul să le aveți, dar conform îndemnului, haideți să raționăm împreună, să judecăm împreună, vă rog să încercați să priviți cu obiectivitate scripturile prezentate și modul în care toate acestea se completează una pe alta. S-ar putea să fie unele lucruri aici pe care încă nu le-ați analizat. Veți observa de asemenea că în acest discurs nu vor fi referințe la articole de investitor. În principal sunt versete și câteva citate din volume. În cele din urmă, haideți să-i arătăm Domnului că putem să ne iubim unii pe alții ca frați și să ne dăm fiecare altora loc pentru a crește în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. De asemenea, din cauza subiectului vast, va trebui să vorbesc cam repede. O să încerc să vorbesc un pic mai rar pentru traducător, așa că puneți-vă centura de siguranță și țineți-vă bine. Înainte de a continua, descărcați harta ca să puteți urmări mult mai bine această prezentare. Este important. Ca să câștigăm timp, haideți să ne întoarcem la scriptura de referință a studentului Bibliei despre restabilirea și întoarcerea Domnului nostru, care se găsește în Fapte 3, de la 19 la 21. Aceasta este singura scriptură din Biblie care afirmă în mod concret, specific, când se întoarce Iisus. Chiar dacă avem alte dovezi scripturale care confirmă acest lucru. Așadar, cât de importantă este această scriptură? Gândiți-vă la aceasta. Destul de importantă, nu-i așa? Să ascultăm cu atenție. Fapte 3, de la 19 la 21. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele când vor veni vremurile înviorării de la prezența Domnului. Și El va trimite pe Iisus Hristos, care v-a fost propovăduit mai înainte, pe care cerul trebuie să-l primească până la timpurile de restabilire sau așezare din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Identificarea timpurilor așezării din nou sau a restabilirii, antitipul Marelui Jubileu, va fi obiectivul nostru principal. Cu toate acestea, sunt și alte învățături importante în legătură cu acest tip.
Fără îndoială că am văzut deja legătura inseparabilă dintre cea de-a doua prezență și timpurile restabilirii aici, în aceste versete. Iată cum văd eu această legătură. Dacă Hristos a întors, atunci vremurile de restabilire au început. Dacă vremurile de restabilire au început, atunci Hristos s-a întors. Mi se pare că ele sunt inseparabil legate între ele în acest verset din Fapte 3. Cred că nu le putem separa, repet, nu le putem separa fără a schimba semnificația adevărată și intenționată a Scripturilor. Așezarea din nou poate fi tradusă și prin restaurare. După cum putem vedea în traducerea Noul Standard, în limba engleză și în cel puțin alte 10 traduceri ale Bibliei. Așadar, pe măsură ce parcurgem acest discurs, haideți să păstrăm gândul de restabilire în minte, ideea de reconstituire și de restabilire. Ideea de reconstituire și restabilire este și ea legată de cuvântul așezare din nou. Dacă veți căuta pe internet o definiție a cuvântului restabilire, s-ar putea să vă răspundă ceva de genul restituirea unui lucru pierdut sau furat proprietarului său de drept sau restabilirea la starea sa inițială. Dicționarul Webster dă ideea de revenire la o stare sau situație de la început. Să vedem cum se potrivesc unele dintre aceste definiții. A pierdut cândva în trecut națiunea Israel țara, pământul promis de Dumnezeu? Da, a pierdut. A început națiunea lui Israel să primească înapoi pământul promis. Ați observat o restabilire a pământului lui Israel? Da, restabilirea pământului lui Israel a început. Ați observat că chiar și capitala istorică a Israelului, Ierusalimul, a fost recunoscută de una dintre cele mai mari națiuni de pe pământ? Bine, deci Israelul după 26 de secole are pământul înapoi sau restabilit, chiar dacă numai în parte. Cred că este un da, este un proces care a început. Da, poporul lui Daniel, Israelul, este eliberat sau restaurat înapoi în țara promisă, Daniel 12:1. Și chiar pământul este readus la starea lui inițială. Cu adevărat, este un miracol modern al zilelor noastre, restituirea pământului promis. Un semn uriaș al întoarcerii nevăzute a lui Hristos. Israelul eliberat de însuși Mihail, de marele voievod, mâna dreaptă a lui Jehova, Daniel 12:1. Israel a devenit chiar o națiune și Ierusalimul este recunoscut de țări ca noastră, ca fiind adevărata capitală a Israelului. Da, cred că restaurarea țării Israel a început cu adevărat. Dar haideți acum să ne uităm la trăsătura legii mozaice, la jubileul lui Israel, care ilustrează și demonstrează caracterul și timpul vremurilor de restabilire și al întoarcerii Domnului nostru. Sunt două aspecte ale jubileului pentru a dovedi acest aspect, acest lucru, aspectul profetic și aspectul legii. Să ne uităm la ceva foarte grăitor, important și pătrunzător, ce ne-a dat Domnul nostru Iisus Hristos în Matei 5:18. Vă rog să-mi faceți o favoare și să deschideți la acest verset în Biblie, Matei 5:18. Această primă analiză va fi despre umbra aspectului legii, care a prevestit sau a fost umbra bunurilor viitoare, Evrei 10:1. Ceea ce a spus Iisus aici este foarte important. Nu putem să o luăm cu ușurință. Iubitul nostru învățător, Iisus, a făcut această afirmație profundă în Matei 5:18. Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Să observăm,
înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Ce ne spune Iisus? El ne învață aici că fiecare tip al legii mozaice trebuie să aibă o împlinire. Repet, fiecare tip al legii mozaice trebuie să aibă o împlinire. Știm din Scripturi, precum Evrei 10:1, că legea a fost o umbră a lucrurilor viitoare. Evrei 10:1. Să observăm prima parte a acestei Scripturi. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, cu jertfele pe care le aduceau an de an, să facă desăvârșiți pe cei ce veneau la ea. Știm din 1 Corinteni 10:11, în versiunea Rotherham, că aceste lucruri au fost tipuri sau pilde pentru îndemnarea noastră și înțelegerea voinței și scopului lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut multe pentru a se asigura că aceste tipuri au fost păstrate intacte pentru a ne învăța lecții importante pentru edificarea noastră spirituală și întărirea credinței. Iisus a spus că fiecare tip al legii trebuie să aibă o împlinire, ca de exemplu tipul mielului pascal, despre care studiem în fiecare an la cina de amintire. Nu recunoaștem cu toții că mielul de Paști a fost înjunghiat, fript și mâncat în ziua de 14 Nisan de către evrei din vechime? Și nu cumva aceasta s-a întâmplat din nou și din nou? A fost sărbătorit de evrei în fiecare an la aniversarea sa. Până când? Până când a venit adevăratul miel de Paști, adică realitatea sau mielul de Paști antitipic Iisus Hristos. Chiar și Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Și noi credem că Iisus a murit pe 14 Nisan ca o împlinire a acestui tip. Când Iisus folosește cuvântul împlinit sau întâmplat în Matei 5:18, aceasta înseamnă a se întâmpla, a se realiza. Nu înseamnă, așa cum presupun unii, a se finaliza sau a se sfârși. Din nou, expresia înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile înseamnă până când toate aceste lucruri vor deveni realitate. Prin urmare, jubileul sau orice amănunt al legii trebuie să se întâmple, să devină realitate la un moment dat. Nimic din trăsăturile tipice ale legii nu putea fi lăsat neîmplinit. Și să nu uităm că Iisus a spus că a venit să împlinească legea. Un prieten și frate foarte drag m-a învățat cu mulți ani în urmă că tipurile care s-au repetat de mai multe ori pot fi numite tipuri din umbră. Îmi place această expresie. Așa cum umbra unui stâlp de telefon continuă până la stâlpul real, tot așa trăsătura Paștelui din lege a continuat an de an până când a venit realitatea, Iisus, adevăratul miel de Paști. Tipul a încetat atunci când a fost înlocuit sau a început realitatea sa. La fel este și cu ciclurile tipului jubileului care continuă până la împlinirea lor. Să nu uităm că jubileul în sine și ciclurile lui sunt și ele tipuri. Tipul jubileului, despre care vom citi în Levitic 25, a fost una dintre caracteristicile principale ale legii. Nu era ilustrat în acest tip important un timp de restituire a pământului, a bunurilor și a familiilor? Ciclurile lui sunt de fapt un ceas divin pe care Dumnezeu l-a conceput pentru a indica ceva minunat care se va întâmpla în realitate întregii lumi, nu doar poporului tipic Israel. Este un ceas frumos care în împlinirea sa antitipică ne indică un timp minunat, adică Marele și Mărețul Jubileu.
Este un ceas care fixează data întoarcerii lui Hristos și a timpurilor de restabilire sau așezare din nou a tuturor lucrurilor la ceea ce am putea numi ușa din față și, de asemenea, restabilirea completă care începe veacurile care vor urma la ușa din spate a veacului milenar sau mesianic. Să citim despre aceasta în Levitic 25. Vă rog să deschideți și să citim împreună. Ce s-a întâmplat în anul jubiliar? Deci Leviticul, capitolul 25, de la 1 la 13. Și Domnul a vorbit lui Moise pe muntele Sinai și i-a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți tai via și să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat. Să observăm o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți tai sau să nu-ți curățești via. Să nu seceri ceea ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată, căci aceasta să fie un an de odihnă pentru pământ, pentru țară. O să sar la versul 8. Să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. Să observăm, vă rog, principiul divin al timpurilor pe care Dumnezeu l-a introdus aici, al ridicării anilor la pătrat. 7 ori 7. Un principiu evident, divin, al quadraturii, deci al înmulțirii un număr cu același număr, principiu dat de Jehova. Cred de asemenea că săptămâna de 7 zile din Levitic 23:3 este și ea un tip pentru a arăta cum avem un sabat de odihnă în ziua a 7-a, ceea ce indică faptul că a 7.000 de ani de la creare este ziua de sabat antitipică. Și știți că Iacov 5:4 spune că Iisus este Domnul sabatului. Din nou, cred că dacă Iisus s-a întors, atunci ziua de sabat de 1000 de ani este aici. Dacă ziua de sabat de 1000 de ani, ziua a 7-a, este aici, înseamnă că Iisus s-a întors. 2 Petru 3, 8 și 10. Acum să citim Levitic 25:9. În a 10-a zi a lunii a 7-a să pui să sune cu trâmbița jubileului răsunătoare. În ziua ispășirii să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Să comparăm cuvântul strigăt din greacă în 1 Tesaloniceni 4:16. Să ascultăm acum Levitic 25:9. Și să sfințiți astfel anul al 50-lea. Să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie, jubileu. Să observăm, fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare dintre voi să se întoarcă la familia lui. Anul al 50-lea să fie pentru voi anul de veselie. Atunci să nu semănați, să nu secerați ce vor aduce ogoarele de la ele și să nu culegeți via netăiată, căci este anul de veselie, jubileul, să-l priviți ca ceva sfânt, să mâncați ce vă vor da ogoarele voastre. Observăm din nou, în anul acesta de veselie, fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui. Sugerez că moșia este ceva ce aparținea cuiva și la care avea drept. În această țară, spunem că aveți anumite drepturi inalienabile, nu-i așa? Așadar, aveți drepturi. Aici, în Levitic 25,
se spune ca fiecare să se întoarcă la moșia sa, la dreptul său, nu-i așa? Cred că întoarcerea drepturilor face parte din procesul de restabilire. Versetele 10, 13 și 41. Așadar, pentru mine, începând cam din timpul întoarcerii Domnului nostru în 1874, văd în antitip o întoarcere sau o acordare a drepturilor datorate omenirii într-un fel unor minorități, precum și drepturile lui Israel asupra pământului. Este exact ceea ce am studiat în istorie începând cu acea perioadă de timp. Orașul Petah Tikva din Israel, sau Ușa Speranței, a fost înființat în 1878 și am înțeles că a fost prima proprietate pe care Israelul a deținut-o după 24 de secole. Este semnificativ acest lucru. Începea restabilirea drepturilor lor funciare sau asupra pământului date de Dumnezeu. Ușa Speranței a fost ca o ușă din față pentru renaștere. Inseparably linked with the return of Earth's and Israel's restorer, Christ Jesus, our King. Earth's new King, I believe, came in 1874. Examine Luke 19:15. Please write that down. Luke 19:15 and Matthew 13:41. And you also see from both 13:41 and Luke 19:15. Analizând Luca 19:15 și Matei 13:4, la fel Matei 13:41, cât și Luca 19:15, vedem că atunci când Isus s-a întors cu împărăția. Și o împărăție are un rege, nu-i așa? Și un rege domnește cu anumită putere, nu-i așa? Iisus este regele pământului de când s-a întors în 1874. Vom revedea aceste scripturi puțin mai târziu. Acum întrebăm din nou, de ce înțelegerea acestei trăsături a legii, jubileul, este atât de importantă pentru noua creație? Noi credem că această frumoasă trăsătură a legii din Levitic 25 a fost dată pentru a preumbri recuperarea completă și deplină a omenirii din căderea adamică, inclusiv prima fază, obținerea drepturilor și libertăților pierdute de la căderea lui Adam. Să observăm această asemănare în ordinea evenimentelor. Adam și Eva au pierdut mai întâi anumite drepturi și libertăți și apoi și-au pierdut viața. La fel și omenirea mai întâi își câștigă anumite drepturi și libertăți și apoi își recâștigă viața. Noi credem că există o restabilire a pământului și apoi o restabilire a lumii sau restabilirea umană, trezirea lor din morți, când sângele scump al lui Iisus va fi aplicat în folosul lui Adam și al rasei umane. Restabilirea umană sau restabilirea lumii nu a început încă. Doar restabilirea pământului a început. Așadar, am putea spune că restabilirea a început într-un anumit fel și nu a început într-alt fel, în funcție de faza sau timpurile de așezare din nou la care ne referim. Să observăm că nu scrie timpul restabilirii la singular, ci timpurile restabilirii la plural. In the Greek, but take a look at it. Ne putem uita și în greacă, să vedem dacă așa este în greacă. Este posibil ca unii dragi frați să privească doar la faza restabilirii umane, la învierea omenirii care este în viitor, și să spună că restabilirea lumii este în viitor, în timp ce probabil mulți dintre noi, ca mine, ne referim la restabilirea pământului ca fiind deja începută, câștigarea a tot mai multe drepturi și libertăți. În cartea Spicuirile Secerișului, volumul 3, pagina 864 și 865, fratele Russell a clarificat această deosebire cu o săptămână
înainte de a muri. Deci această deosebire dintre restabilirea pământului și restabilirea lumii. Așadar, Iisus s-a întors în 1874 și a început restabilirea pământului, dar nu și restabilirea lumii. Noi credem că prima fază a perioadei de stabilire progresivă a împărăției sale a început la acel timp. Iar regele întors a ales un mesager care să spună acest lucru bisericii și să-i dea hrană la timpul potrivit. Matei 24:45 și Apocalips 11:15. Această ultimă scriptură spune că al șaptelea mesager va vesti acest mesaj despre domnia lui Hristos, iar neamurile se vor mânia în această perioadă. Să ne uităm la versetul 18, care arată că începutul domniei sale nu va fi pașnic. Cred că Psalmul 97:1 arată că timpul când Hristos, ca general al lui Jehova, domnește și dărâmă națiunile, este un timp de nor și negură, dar domnia sa are diferite faze de inaugurare. Credem că atât aspectele cronologice ale jubileului, cât și caracterul lucrării tipului au ajuns amândouă la timpul împlinirii, la începutul realităților antitipice. Susțin că am început să vedem dovezi ale acestei împliniri antitipice încă din octombrie 1874. Astăzi rezumăm trăsăturile cronologice și unele aspecte ale lucrării jubileului tipic și a celui antitipic. De asemenea, credem, așa cum am spus, că există diferite timpuri sau faze ale restabilirii sau așezării din nou, și anume restabilirea pământului, precum și restabilirea lumii. Așa cum am spus, noi credem că faza mai târzie a restabilirii umane este încă în viitor, când sângele lui Iisus va fi aplicat în folosul lui Adam și al rasei umane. Cred că majoritatea fraților sunt de fapt de acord cu această ultimă afirmație în ceea ce privește conceptul că restabilirea umană sau restabilirea lumii este încă în viitor. Permiteți-mi să reamintim din nou că există de fapt două metode de demonstrare a aspectelor cronologice ale jubileului. Una este aspectul legii și cealaltă este aspectul profetic. Să încercăm să explicăm pe scurt mai întâi trăsătura lege. Permiteți-mi să vă reamintesc din nou pornind de la ceea ce credem că este metoda divină de ridicare la pătrat care ne este prezentată în Levitic 25 și anume exemplele de ridicare la pătrat a 7 ori 7 zile egal 49 de zile și apoi a 50-a zi este ziua cincizecimii. Apoi, 7 ori 7 ani este egal 49 de ani și al 50-lea an este anul jubiliar. Urmăm același principiu atunci când calculăm marele ciclu al jubileului care continuă de la ultimul jubileu tipic sărbătorit de Israel în anul 626 înainte de Hristos și anume ridicând la pătrat pe 50, ceea ce pare a fi metodologia divină. Să ne amintim că Iisus a afirmat în termeni foarte categorici că ar fi mai ușor ca cerul și pământul să treacă decât să nu se împlinească o iotă sau o frântură din lege. Dacă realitatea sau antitipul jubileului nu a început într-un anumit fel atunci când au încetat jubileele tipice, atunci Iisus a greșit sau nu a spus adevărul în Matei 5:18. Mie nu-mi place să, ca oamenii să spună asta despre Domnul meu. Cred că nici vouă. Bineînțeles că nu a greșit. Așadar, la fel cum Paștele a fost sărbătorit an de an până când l-a înlocuit realitatea și anume când însuși Iisus a fost mielul pascal, tot așa, chiar dacă Israelul nu a mai putut sărbători jubileul când se afla în robia babiloniană, să fim atenți acum,
această caracteristică a legii ar fi eșuat în împlinire dacă nu ar fi fost un mare ciclu de la acea ultimă respectare tipică din anul 626 înainte de Hristos, înainte de robie. Cum altfel s-ar fi putut rezolva problema? Așa că vom folosi ceea ce credem că este principiul divin de calculare și vom continua ciclurile rămase din 50 de ani din acel punct, ceea ce înseamnă 50 de ori 50 este egal 2500 de ani al unui mare ciclu care ne duce la Marele Jubileu antitipic al Pământului. Volumul 2, paginile 187, volumul 6, paginile 50 la 51. Cu toate acestea, acela a fost doar jubileul evreiesc și nu Marele Jubileu. Vă rugăm să observați diferența. Soluția rezolvării puzzle-ului, intenției lui Dumnezeu, a fost ascunsă cu grijă într-o singură scriptură. Vom vorbi mai mult despre aceasta foarte în curând. Acum însă să luăm și să scădem 1874 din 2500 și să vedem ce obținem. Ar trebui să obținem data de 626 înainte de Hristos, care a fost ultimul jubileu ținut de Israel. Nu au putut sărbători un alt jubileu pentru că au fost în robia babiloniană. Nebucadnețar nu ar fi permis așa ceva în împărăția lui. Deci, acesta este modul în care Dumnezeu a stabilit punctul de plecare a acestei date importante, ca fiind anul 626 înainte de Hristos, ultimul lor jubileu ținut. Așadar, a eșuat oare împlinirea legii? Nu. Este clar că nu. Ar fi grav dacă ar fi așa. Lui Satan i-ar plăcea foarte mult să credem așa și să-L facem pe Iisus să fie mincinos, așa cum este Satan. Să ne ferească Domnul. Satan este opusul lui Iisus. Prin urmare, 2500 de ani de la ultimul jubileu ținut, și anume 626 înainte de Hristos, ne duce în octombrie 1874, era noastră, sau după Hristos. Să nu uităm că acum calculăm din punctul de vedere al legii. Trebuie să luăm 2500 de ani, care sunt rezultatul a 50 ori 50, și să scădem din acești 2500 de ani 626, deoarece călătorim pe o linie de timp înainte și după Hristos. Deci 2500 minus 626 egal octombrie 1874, culminând cu Marele Antitip, Marele Jubileu al Pământului și restabilirea tuturor lucrurilor promise prin gura tuturor sfinților profeți. Felicitări! Tocmai ați dovedit data de 1874. Restabilirea are un restaurator și Iisus vine odată cu restaurarea, ca restaurator. Fapte 3 de la 19 la 21. De asemenea, putem aduna simplu 626 cu 1874 și obținem 2500 de ani sau principiul pătratului de 50 ori 50 de ani. Fratele Russell a prezentat acest lucru mult mai bine decât mine în studiul 6 din volumul 2. Așadar, acesta este jubileul ca tip din punct de vedere sau trăsătura legii. Deci, un alt mod de a calcula ar fi să luăm cele 19 jubilee ținute sau respectate. 19 ori 50, adică 950 de ani, și apoi să adăugăm acest număr la cei 2500 de ani menționați mai sus și vom obține 3450 de ani. Acum, dacă luăm perioada de timp de la 1575 înainte de Hristos, când Israel a intrat în țară, până la anul 1 după Hristos și apoi scădem din cei 3450 de ani, obținem 1875, timpul evreiesc, anul lor începe în octombrie sau octombrie 1874, timpul nostru. Acesta ar fi deci începutul sau ușa din față
al marelui jubileu antitipic al pământului de 1000 de ani. Să notăm, el nu durează doar un an, pentru că așa cum antitipul este întotdeauna mai mare decât tipul, tot așa și jubileul antitipic este de 1000 de ani. Și marea zi de odihnă al sabatului este de 1000 de ani, așa cum se menționează în volumul 2, pagina 186 și 2 Petru 3 cu 8 și 10 și putem face legătura. 2 Petru 3 cu 8 și 10 și putem face legătura cu volumul 2, pagina 186. Acum, haideți să ne uităm cu atenție la harta pe care v-am dat-o. Sper că ați descărcat-o din chat sau dacă nu, să o luați din chat. So now, let's take a look at the chart. Acum să ne uităm la hartă ca să ne facem o idee mai bună, care e diferită de aspectul legii. Vederea profetică înregistrează lucrurile așa cum se vor întâmpla. Deci acum ne vom uita la aceste cicluri de câte 49 de ani fără jubilee. Și această vedere profetică este bazată pe profeție din cauza profeției lui Ieremia din Ieremia 25 de la 7 la 12 și Ieremia 29 și 10, unde el profețește despre cei 70 de ani. Aceasta este aspectul profetic. Regula lui Dumnezeu de a stabili totul prin gura a doi sau trei martori. Acestea sunt puncte esențiale, așa că vă rugăm să le citiți cu atenție. Acest lucru nu este ușor de înțeles de către toți. Cred că Dumnezeu vrea ca să ne străduim cât putem mai bine. Uneori frații nu înțeleg, pentru că nu li s-a explicat niciodată foarte clar, sau pur și simplu nu înțeleg bine calculul matematic. Probabil unii nu i-au văzut importanța până acum, dar nici eu nu m-am urcat pe bicicletă și am mers din prima dată. Poate voi ați reușit, dar eu a trebuit să mă străduiesc la început să învăț să merg pe bicicletă. Pentru mine, acest punct de vedere profetic, cei 70 de ani de pustire a țării este cea mai bună dovadă cronologică a faptului că Domnul nostru s-a întors în 1874 și că Marele Restaurator era gata să înceapă restabilirea lui Israel, a omenirii și a întregului pământ. Restaurarea nu poate începe fără restaurator sau cineva care să facă această lucrare. Hristos este restauratorul omenirii, numit de Dumnezeu și noul rege al pământului, așa cum am menționat mai devreme. Acum să înțelegem că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat pentru ca ciclurile jubiliare să continue, chiar și atunci când Israel nu le mai putea sărbători. Pentru că, din nou, vedem că ciclurile jubiliare în sine erau tipice prin natura lor. Permiteți-mi să vă explic. Dumnezeu i-a poruncit lui Israel să înceapă să sărbătorească sistemul jubiliar din Levitic 25, imediat după ce au intrat în țară. Israel a ținut mai mulți ani de sabat, de 7 ori 7, așa cum s-a poruncit, inclusiv jubileul de 50 de ani, 19 cicluri de către 50 de ani, chiar dacă le-a sărbătorit într-un mod dezordonat. Când Dumnezeu s-a mâniat pe neascultarea lui Israel, a permis Babilonului să cucerească Israelul și timp de 70 de ani după detronarea lui Zedechia, s-a împlinit profeția lui Ieremia în anul 606 înainte de Hristos. Practic a fost ca și cum Dumnezeu a spus, dacă voi nu vreți să respectați aceste jubilee așa cum trebuie, atunci o voi face eu în locul vostru sau pentru voi. Dar iată unde se află secretul intențiilor lui Jehova cu privire la durata jubileelor înainte de a ajunge la marele jubileu de 1000 de ani, al 50-lea, când restabilirea omenirii este completă, așa cum a fost o sărbătoare la 50 de ani, tot așa este și la cei 49.000 de ani ai zilei de creației până în 2874 și apoi urmează marele jubileu al jubileelor antitipic de 50.000 de ani,
după cum au avut și ei în timp jubileul al 50-lea an. Totul se potrivește într-un mod atât de uimitor. Mă întreb dacă va fi o mare sărbătoare jubiliară atunci când lumea va fi complet restaurată lui Dumnezeu în perfecțiune în 2874. Una din cele mai bine păstrate taine a lui Dumnezeu a fost ascunsă în versetul 21 din 2 Cronici 3:6, de la 17 la 21. Înțelegem că acest lucru a fost la cucerirea lui Zedechia, la detronarea lui, ultimul rege al lui Israel, în anul 606, înainte de Hristos, iar Israelul avea să nu mai sărbătorească niciodată jubilele, așa cum încercase să facă înainte de acel timp. Dar știți de ce au fost 70 de ani profețiți de Ieremia? De ce nu 40 sau 80 sau 100 de ani de robie? Vă întreb din nou, știți de ce au fost 70 de ani? Există un motiv foarte bun. Mi se pare că Dumnezeu ne-a arătat subtil intențiile sale divine privind restabilirea completă a pământului și a omenirii, dar nu a vrut să le facă prea evidente. Vorbim noi vreodată și încercăm pe cel care ne ascultă să citească printre rânduri. Știți ceva? Se pare că și Dumnezeu face uneori acest lucru, cum ar fi chiar aici. Să ascultăm cu atenție. Dumnezeu a spus această scriptură secretă în Vechiul Testament, care dacă nu ne-ar fi arătat-o cineva, ar sta ascunsă ca o insectă maro pe scoarța unui arțar bătrân. Cheia era numărul ciclurilor jubiliare pe care Dumnezeu le-a intenționat să fie ținute de Israel. Este ceva ce ne entuziasmează dacă citim cu atenție. Să citim împreună în 2 Cronici 36, de la 17 la 21. Nu știu dacă vom avea timp să citim tot. O să sărim la versetul 19. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui, până la stăpânirea împărăției perșilor, să ascultăm atent, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Observați, până ce țara și-a ținut sabatele. Sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Aceasta este una dintre cele mai bine păstrate taine ale Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aceste sabate erau 50 de ani de sabate jubiliare, cicluri mari, din care Israel nu sărbătorisere 70 în mod corespunzător sau deloc. Iar intenția lui Dumnezeu pentru ei era ca fiecare an jubiliar din aceste 70 de cicluri să fie contabilizat în cei 70 de ani de pustiire pe care Dumnezeu i-a impus Israelului prin robia din Babilon. Cu toate acestea, vedem intenția lui Dumnezeu de a împlini în cele din urmă acest tip cu cele 70 de cicluri intenționate. Să ne uităm încet, priviți punctele C, D și G cu săgeata mare din partea de jos a graficului. Dacă ne uităm la C și luăm 19 cicluri cu jubileele lor, câte 50 de ani fiecare, și adăugăm celelalte 51 de cicluri fără jubilee, obținem 70 de cicluri în total. 19 plus 51 egal 70. Aceasta acoperă o perioadă de 3449 de ani. Adăugăm C plus D de pe hartă și ajungem la punctul G. Pustirea țării de 70 de ani, profețită de Ieremia, a fost pentru cei 70 de ani de jubileu intenționați, dar care nu au fost respectați în întregime, cum a cerut Dumnezeu, sau nu au fost ținuți deloc.
unii, unele jubilee. Cu toate acestea, devin cheia divină pentru deblocarea intențiilor divine sau descoperirea intențiilor divine cu privire la câte cicluri de ani jubiliare au fost intenționate în tabloul tipic general. Toate intențiile lui Dumnezeu devin în cele din urmă realități, la fel de sigur cum pământul rămâne veșnic. Isaia 55 cu 11. Trebuie să studiem cu adevărat acest lucru pentru a înțelege la ajunge la o înțelegere. S-ar putea să trebuiască să ascultați din nou acest discurs și să notați sau să calculați cu un creion, cu o hârtie și calculator și să studiați cu atenție această hartă. Cred că timpul petrecut astfel va fi timplin răsplătit și binecuvântat. 2 Timotei 2 cu 15. Să ne amintim acum că de la intrarea în țară, Israel a respectat doar 19 din acești ani jubiliari. Căutați E, litera E pe hartă și anume 1575 înainte de Hristos, unde Dumnezeu s-a supărat pe Israel și a coborât ciocanul asupra lui printr-o perioadă de 70 de ani de robie babiloniană. Ieremia 25, de la 8 la 11. Așadar, de unde știm când a fost ultimul an jubiliar respectat? Ei bine, din nou, regele Babilonului nu avea să lase Israelul să-și sărbătorească jubileele în țară, nu-i așa? Iar următorul ciclu de 50 de ani ar fi trebuit să cadă în timpul sau în cadrul acelei perioade de 70 de ani de robie în Babilon. Să ne uităm la punctul B pe hartă. Așa că măreția minții lui Dumnezeu a fixat sau a blocat data de început pentru noi la jubileul anterior și la ultimul jubileu respectat. Adică săgeata de la B la A și anume la data bine fixată 626 înainte de Hristos. Trebuie să avem un început al realității sau o împlinire începând cu acest punct din 626 sau legea a dat greș. Dar ceea ce ne-a spus Iisus în Matei 5:18, aceasta ar fi o mare problemă care trebuie abordată cu raționamente scripturale. În acel moment părea că tipul înceta fără a se împlini. De vreme ce the antitype should have begun when the type ceased. And here is where the problem is. There was no antitypical times of restitution commencing. Sistemul și tipul de restabilire antitipic să fi început atunci. Și ce facem? Dacă nu vedem, deci o împlinire a acelui tip, o realitate împlinită, atunci, așa cum am citit mai devreme, ne-a spus oare Iisus greșit în Matei 5:18 că nicio trăsătură a legii nu va rămâne neîmplinită înainte de antitip? Aceasta ar fi o încălcare gravă a adevărului. Dar Iisus nu a mințit niciodată, nu-i așa? Dacă ar fi spus un adevăr, ascultați cu atenție, ar fi încălcat legea și nu ar fi fost un om perfect pentru a plăti prețul de răscumpărare. Acum, acest tip de doctrină devine foarte serios, nu-i așa? Știm că el nu a greșit. Iisus a fost calea, adevărul și viața. Jubileul din punctul de vedere al legii nu era doar o iotă sau frântură, o trăsătură mică, ci o trăsătură mare a legii. Ea nu putea să dispară fără o împlinire antitipică, așa cum nici tipul pașilor din lege nu putea să dispară fără ca să se împlinească. Așadar, acest tip al jubileului are o importanță mai mare decât poate au văzut unii frații înainte. Nu putem da la o parte ca nefiind atât de important de studiat. Este important, foarte important. Și de aceea Domnul nostru întors a deschis mintea fratelui Russell pentru a ne învăța acest lucru așa cum a făcut-o în volumul 2. În consecință, ne dăm seama că ceea ce a făcut de fapt Dumnezeu, permițând această robie babiloniană, a fost fixarea sau blocarea punctului de început pentru ca creștinii din viacul evanghelic
din secerișul veacului evanghelic să știe exact când să înceapă să calculeze ciclurile antitipice ale sistemului jubiliar. Nu vom avea timp să discutăm despre aceasta, dar dacă ne gândim, prin această perioadă de pustire, Dumnezeu făcea de fapt trei lucruri. Mergând înapoi de la perioada de pustire de 70 de ani până la ultimul jubileu tipic pe care Israelul l-ar fi putut sărbători, avem un punct de plecare pentru calculele ciclurilor jubiliare antitipice și anume punctul A de pe, de pe harta noastră sau anul 626 înainte de Hristos conform cronologiei biblice, volumul 2, pagina 33. Să nu uităm că această dată, anul 626 înainte de Hristos, cade exact în mijlocul hărții noastre în harta planului veacurilor. Bear with me. Vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine. This is really incredible. E incredibil. Cum? Can you see this, Brother Bill? Puteți vedea aceasta? Okay, this is incredible. Este incredibil. Observați că această dată de 626 cade exact la mijlocul hărții divine a veacurilor. Ea împarte cei 7000 de ani exact la mijloc, la mijlocul celei de-a șaptea zile de creare. Este remarcabil. Așa cum ai o... La fel cum avem o zi de creare cu o seară și o dimineață în Geneza 1, avem o seară și o dimineață în ultima zi de creare, iar anul 626 cade exact la mijloc. El împarte în mod egal cea de-a șaptea zi de creare în care Dumnezeu s-a odihnit. Nu este o coincidență faptul că 626 este exact la mijlocul serii și dimineții acestei zile a șaptea. Geneza 2, de la 1 la 3. Este atât de remarcabil și ne întărește credința. Și dacă calculăm 50 ori 50 din anul 626 înainte de Hristos, adică 626 plus 2500, ajungem la 1874, ușa din față a Marelui Jubileu al Pământului. Acum, dacă calculăm 70 ori 50, adică întreaga perioadă de 3500 de ani din 626 înainte de Hristos, ajungem la sfârșit sau la ușa din spate a celor 7 zile de creare, adică anul 2874, cel mai mare jubileu, când încep 50.000 de ani din când începe al 50-lea mii, anul al 50-lea de mii. Deci când încep 50.000 de ani din istoria Pământului, care corespunde anului 50 al jubileului lui Israel. Deci anul 2874, când începe anul al 50-lea de mii. Aici vedem unul dintre cele mai bune, bine păstrate secrete al lui Dumnezeu, din 626. Ei ar fi trebuit să țină 70 de jubilee, ani jubiliari. Vedem că fiecare din acești ani, din cei 70 de ani de pustire, reprezenta un an jubiliar, 50 ori 70, și ajungem la 2874. Puteți descărca aceasta. Pentru mine, acest lucru arată cum Dumnezeu fixează ziua jubiliară de 1000 de ani de restabilire între 1874 și 2874. Deci dacă vrem să știm când începe mileniul de 1000 de ani al Domniei lui Hristos, trebuie pur și simplu să mergem la ușa din spate, la 2874, și să scădem 1000 și obținem data de 1874. De vreme ce domnia lui Hristos este de 1000 de ani și sfârșitul domniei sale este în 2874, atunci începutul domniei sale trebuie să fie în 1874, cu 1000 de ani mai devreme. Again, just like in Leviticus 25. Din nou, la fel ca în Leviticul 25, calculăm 7 timpuri ori 7 ani sau 49 de ani
și ajungem la al 50-lea sau la jubileul, tot așa 7000 de ani de la căderea lui Adam, sunt la sfârșitul zilei a 7-a de creiere, ziua a 49-a de 1000 de ani, și anume 49.000, și apoi ajungem la 50.000 de ani sau al 50-lea an de grand jubilee of jubilees. Al 50.000-lea an de la începutul primei zile de creare, care este a 50.000 de ani sau marele jubileu al jubileelor. Marele jubileu din 1874 și jubileul jubileelor din 2874. Eu zic că acest tip pentru numărarea ciclurilor antitipice de jubilee este foarte important, nu-i așa? Dar, din nou, la fel este și cu întoarcerea Domnului nostru în 1874. Puteți asculta un discurs minunat al fratelui iubit Carl Hagensick, adică jubileul un tip dublu, precum și paginile 51 din volumul 6, un discurs excelent pe această temă. Și așa cum a fost nevoie de un an întreg pentru ca israeliții să se lupte și să ceară drepturile și posesiunile lor înapoi, tot așa va fi probabil nevoie de întreaga domnie milenară de 1000 de ani a lui Hristos pentru a duce înapoi toate drepturile și libertățile cuvenite permise de Dumnezeu. Iar speranța noastră este că omul va ajunge la o stare sau înviere de plină, înapoi la calitatea de fiu și la perfecțiunea pe care a avut-o Adam și chiar mai mult, omenirea de plin restabilită. Ce jubileu măreț va fi acesta? Apocalips 21, de la 1 la 4, Efeseni 2 cu 7. Da? Dumnezeu a început să pregătească terenul pentru împărăție, începând cu restabilirea țării lui Israel. Acesta este un semn major al începerii restabilirii, întoarcerea lui Israel la drepturile asupra țării promise. Acest lucru ar trebui să ne entuziasmeze foarte mult. Este o parte din ceea ce s-a referit Petru în Fapte 3, că restabilirea lui Israel va începe atunci când se va întoarce Marele Restaurator, Iisus Hristos. Cred că aceste două evenimente majore sunt legate între ele în mod inseparabil. Restabilirea și întoarcerea lui Hristos. Speranța noastră este că am dovedit valoarea și raționamentul acestui verset biblic important din Fapte 3 cu 21 și metodologia legată de el. Deoarece credem că este singurul verset din Biblie care ne spune în mod direct când s-a întors Hristos, căci este legat în mod inseparabil de tipul jubileului, a cărui importanță a fost validată de Iisus în Matei 5 cu 18. Din nou, să citim în Apocalips 11 cu 15. It says in Revelation 11:15. În Apocalips 11 cu 15, citim, Îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, Împărăția lumii a devenit acum a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Noi credem că fratele Russell a fost al șaptelea mesager. El este mesagerul autorizat al Domnului nostru întors pentru a transmite aceste înțelegeri celor care veghează și se roagă, cei care pot vedea adevărurile dispensaționale ale regelui nostru întors. Vă amintiți de pilda omului de neam mare care s-a plecat să primească împărăție și că s-a întors cu ea. Hristos a început să stabilească împărăția în zilele acestor împărați, regii monarhici înainte de 1914. Daniel 2:44, Luca 19 de la 12 la 15 și Matei 13:4 și 42. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge, observăm, din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei care săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Împărăția lui începe înainte de marele timp de necaz. O împărăție are un rege așadar. Da, Iisus este din punct de vedere scriptural regele pământului cu această deplină stăpânire și putere pentru a realiza această restabilire sau restaurare a pământului. Conform lui Daniel 7:14, când împărăția tipică a lui Zedechia a fost răsturnată în 606 înainte de Hristos și coroana i-a fost înlăturată,
diadema i-a fost dată lui Hristos la prima sa venire, iar coroana i-a fost dată la a doua sa venire. El o poartă acum în timpul secerișului. Apocalips 14:14, Ezechiel 21, 25-27. După cum restabilirea are mai multe etape, restabilirea pământului și restabilirea lumii, tot așa fratele Russell ne spune că și împărăția are mai multe etape de restabilire. Este un proces, dragi prieteni, la fel cum anul jubiliar a fost un proces pentru izraeliți. Restaurarea nu s-a petrecut în întregime în prima lună sau în primele două luni ale acelui jubileu de 50-lea an. Probabil că a fost nevoie de un an întreg pentru a regla toate conturile, îmi imaginez. Volumul 3, prefață, pagina 3, și Israelul nu și-a recăpătat încă toate drepturile asupra pământului, femeile nu și-au recăpătat toate drepturile, negrii nu și-au recăpătat toate drepturile și așa mai departe. Este un proces, dragi prieteni, dar nu trebuie să căutăm prea mult ca să vedem dovezile că el a început. În încheiere, dacă ne uităm cu atenție și cu rugăciune și ne întoarcem să studiem acest subiect, speranța noastră este că vom putea cu toții vedea procesele de început ale restabilirii tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Cred că ea este legată inseparabil de întoarcerea Domnului nostru. Să ne asigurăm că noi, creștinii, ținem strâns la cuvintele iubitului nostru Iisus, în spirit și în adevăr. Înțelegem pe deplin importanța cuvintelor Domnului nostru Iisus și să apărăm veridicitatea acestor cuvinte din Matei 5:18. Este mai ușor să treacă cerul și pământul sau nu va trece cerul și pământul până să nu se împlinească o singură părticică din lege. Este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să nu se împlinească o singură părticică din lege. Iată de ce cred eu, iată ce cred eu și de ce cred. Sper că a fost de ajutor și fie ca dragoste care ne-a învățat Iisus să locuiască în noi din belșug. Amin.